Sărumâinile doamnelor și domnișoarelor, bună seara domnilor și bine ați revenit la Cercul Militar Focșani. Acum două săptămâni vă promiteam în fața soliștilor Cercului Militar Focșani că ne vom întâlni într-un spectacol de gală dedicat Zilei Armatei Române. Acum peste două zile se împlinesc 70 de ani de când Armata Română a eliberat ultima brazdă din pământul românesc de sub stăpânirea fascisto-hortistă, zi în care șeful statului major general a raportat comandantului Oștirii, căpetenii Oștirii, adică regelui Mihai, care în acea zi, sărbătorea în 25 octombrie, sărbătorește ziua de naștere, că ultima brazdă din pământul țării este eliberată. Au trecut 70 de ani de atunci și mulți ani de când Cercul Militar Focșani, a cărui principal mentor este Mircea Grosu, care de ani și ani de zile aduce în sufletul nostru un fior de liniște și bucurie, și pentru că peste două zile e Ziua Armatei României, dați-mi voie să transmit mesajul comandantului garnizoanei, a domnului general doctor Popovidiu, care urează spectatorilor acestui, sper eu, deosebit spectacol, numai sănătate și bucurie și să dea Dumnezeu să ne întâlnim totdeauna, mulți, mulți ani înainte, nu numai la Ziua Armatei Române, și la toate aniversările care totdeauna se servează în Cercul Militar Focșani. De ziua ta, falnică armie română, bine ați venit, dragi spectatori! Avem o țară frumoasă și bogată, grădina Maicii Domnului, râvnită dintotdeauna și nu de puține ori, dezvinată de nenumărate trădări. Dar ei, cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci, acest popor harnic și cutezător a avut întotdeauna eroi. Se cuvine ca tuturor eroilor neamului și veteranilor de război care au înfruntat gloanțele și vitregia războiului, celor care și-au dat viața pentru libertatea, unitatea și integritatea României, să le aducem un călduros și pios omagiu și să le transmitem de peste timp gânduri de recunoștință veșnică din partea generațiilor de azi, a noastră, a tuturor. Ziua de 25 octombrie este Ziua Armatei Române, o zi de glorie și de cinste pentru eroismul și jertfele prin care de-a lungul vremii Oștirea Română și-a legat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. Ziua Armatei Române o sărbătorim acum, aici, la Cercul Militar din Focșani, la inițiativa domnului profesor Mircea Grosu. ...1877... drumul României spre independență. Ștefan Nosievici, profesor de matematici și de fizicochimie la gimnaziul
greco-oriental din Suceava anilor 1863, dar și de muzică, cu toate că numele său era slav, s-a simțit totdeauna român. Adunase mulțime de cântece populare, dar se remarcase și prin compoziții proprii, dintre care cel mai cunoscut este marșul Drum Bun Toba Bace, popularizat pe toată întinderea pământului românesc, dar nu și cu numele autorului, Vasile Alexandrii, rege al poeziei, cum l-a numit Mihai Eminescu. Vasile Alexandrii, cea mai de seamă personalitate a generației de scriitori români de la 1848, a rămas în literatura noastră nu numai ca un poet, ci și ca un deschizător de drumuri. Ștefan Nosievici, în foaia Societății pentru Literatură și Cultura Poporului Român, în Bucovina, publica în perioada 1868-1869 corul Tătarul și marșul Drum Bun. De ziua ta falnică armie română, drum bun, brav români, grupul Senior. A exprimat voința românilor, dezlipirea ținuturilor românești de la Austro-Ungaria și unirea lor cu România. Treceți, batalioane române Carpații! Marșul a fost scris în timpul primului război mondial ca un cântec de luptă. Una dintre primele ansambluri atestate de a fi cântat Treceți, batalioane române Carpații, în versiunea sa originală, este corul bărbătesc din Finteușul Mare, Maramureș, fondat la 1 decembrie 1918 de preotul Valer Dragoș și învățătorii Gavril Bogdan și Nistor Dragoș. Acest cor interpretează cântecul original și astăzi, neîntrerupt, încă din 1918. Treceți, batalioane române Carpații, astăzi,
cu grupul Senior. Cel mai frumos cuvânt din lume, cântat de Connie Francis, Robertino Loretti, Luciana Pavarotti, Andrea Bocelli, compus de Bixio și O Sole Mio, cunoscută canzonetă napolitană, vor fi oferite de doamna Elena Bratu.